De-a lungul istoriei, numeroase femei au făcut progrese științifice cu un impact mare asupra omenirii. Astfel că am pregătit astăzi, împreună cu Daniverse, o listă cu 10 personalități remarcabile din domeniul științific. Atenție! Dacă ești o cercetătoare în România, urmând un program de doctorat sau postdoctorat, poți câștiga o bursă de 47.000 de lei în cadrul programului de burse private L'Oréal UNESCO pentru femeile din știință. Mai multe detalii în descriere și la sfârșitul acestui video. Haideți să începem cu probabil personalitatea la care ne-am gândit majoritatea, Marie Curie. Marie Curie s-a născut în 1867 în Polonia. A devenit cunoscută prin cercetările sale asupra radioactivității nucleare. Sunt acele radiații periculoase datorate faptului că nucleele se sparg în bucăți mai mici și emit produse de reacție. Marie Curie a studiat și măsurat radiația emisă de uraniu. A descoperit și apoi a separat un alt nucleu radioactiv, cel de poloniu, care poartă numele țării natale. Mai important, a întreprins cercetări de pionierat în domeniul radioactivității aplicate în medicină, căci da, radiația ne și poate ajuta. Cercetările ei au condus la dezvoltarea tehnicilor de radioterapie pentru tratarea cancerului și astfel munca ei a salvat milioane de vieți. În ziua de astăzi, aproape toate dispozitivele noastre funcționează pe baza unui program. Îi dăm o comandă dispozitivului nostru, iar acesta va urma un set de instrucțiuni corespunzătoare pentru acea comandă. Fără contribuția Ada Lovelace, în schimb, probabil că tehnologia nu ar fi ajuns în acest punct. În anul 1843, Ada Lovelace, care studia matematica și logica, a publicat primul program pentru un calculator, pe atunci mecanic, și anume un algoritm care să calculeze șirul numerelor lui Bernoulli. Pe lângă acest pas foarte important în istoria informaticii, Ada Lovelace a gândit mai multe concepte care sunt folosite astăzi în programare, precum repetarea unui set de instrucțiuni, așa numită buclă. În același timp, Ada Lovelace a prevăzut că acest cod interpretat de mașină ar putea reprezenta și alte simboluri în afară de numere, precum litere sau note muzicale. Și și-a dat seama că tehnologia va însemna o unealtă foarte puternică pentru civilizație pe viitor. Toate acestea cu un secol înainte de invenția primelor calculatoare electronice. Amalie Emmy Noether s-a născut în anul 1882 în Germania. A fost o matematiciancă ce a descoperit, printre altele, o teoremă importantă care îi poartă numele și care a revoluționat fizica. Teorema spune că, în fizică, orice simetrie aduce o lege de conservare. De exemplu, dacă legile fizicii sunt aceleași în orice punct din spațiu, atunci va exista o mărime care se conservă și pe care o numim impuls. La fel, pentru că atât ieri cât și azi, legile fizicii sunt aceleași în spațiu în care ne aflăm, atunci va mai exista o altă mărime ce se conservă. O numim energie. De la Emmy Noether am învățat că energia nu este un fel de cărămidă a acestei lumi, așa cum cred mulți, ci ea este o mărime ce apare natural atunci când universul își păstrează legile în timp. Trecem acum la astrofizicianul Cecilia Payne, care a avut un rol important în înțelegerea compoziției stelelor. Înainte, oamenii de știință credeau că stelele au o compoziție chimică similară cu cea a Pământului. Ca să studieze compoziția stelelor, astronomii se folosesc de un spectrograf atașat la un telescop. Spectrul unei stele are mai multe goluri întunecate, numite linii de absorpție, acolo unde diverse elemente din atmosfera stelelor au absorbit o parte din lumină. Fiecare linie este ca o amprentă pentru un anumit element chimic. Se credea astfel că dacă încălzim scoarța Pământului la temperatura atmosferei de pe Soare, spre exemplu, am putea observa un spectru de absorpție similar cu cel al Soarelui. Aici a intervenit Cecilia Payne, care a studiat fizica cuantică și știa că spectrul atomilor este determinat de configurația electronică a acestora. Știm că la temperaturi mari, unul sau mai mulți electroni sunt îndepărtați din atom,
proces numit ionizare. Totodată, temperatura și presiunea din atmosfera unei stele influențează gradul de ionizare al atomilor. Cecilia Payne a pus cap la cap aceste idei și a concluzionat în lucrarea ei de doctorat din 1925 că variația spectrului stelar venea în mare parte de la stările de ionizare ale atomilor și nu de la abundența acestora. A descoperit astfel că stelele sunt compuse aproape în totalitate din hidrogen și heliu, elementele grele din scoarța terestră ocupând doar 2% din compoziția lor. Descoperirea ei a avut un impact major în felul în care analizăm și descifrăm Universul. Rosalind Franklin s-a născut în anul 1920 și a fost un chimist care a contribuit substanțial la înțelegerea structurii ADN-ului celular. În anii 50, oamenii de știință începeau să înțeleagă că macromoleculele din nucleul celular sunt responsabile de păstrarea și distribuirea materialului genetic. Ele se numesc macromolecule pentru că sunt foarte mari și au sute de miliarde de atomi. Pentru tehnica acelor vremuri, structura lor era imposibil de descifrat. Și totuși, Rosalind Franklin, împreună cu profesorii ei, reușește să folosească difracția cu raze X pentru a demonstra că macromolecula aceasta, numită pe scurt ADN, are o structură de elice dublă. Ea este informaticiana Margaret Hamilton, iar teancul acela imens de cărți este codul care a dus oamenii pe lună în misiunea Apollo 11. Conspiraționiștii ar spune de fapt că este scenariul de la Hollywood. Margaret Hamilton, împreună cu echipa sa, au creat codul pentru software-ul calculatoarelor de la bordul modulului de comandă și a modulului lunar Apollo. Pe lângă acestea, Margaret și cu echipa sa l-au făcut suficient de inteligent încât să prioritizeze sarcinile și să alarmeze atunci când este supra-solicitat. Toate acestea în 40.000 de linii de cod. Deși pare o nimica toată comparativ cu cele 60 de milioane de linii de cod ale Facebook-ului, pentru vremea respectivă a însemnat un efort uriaș, reușind să-i aducă acasă pe Armstrong, Aldrin și Collins. Jane Goodall s-a născut în America anilor 1930. În anul 1960 a plecat în Africa pentru a studia viața cimpanzeilor. A descoperit astfel cum în mediul lor natural, cimpanzeii nu numai că își exprimă personalitate, emoții ca bucurie și tristețe, dar și participă în activități sociale care cresc legătura dintre membrii unei comunități. Datorită cercetărilor ei, a devenit mai clar faptul că animalele poartă emoții și comportamente care sunt adesea asemănătoare oamenilor, ceea ce a contribuit mai târziu la lupta pentru drepturile animalelor. Fiecare program pe care îl folosim, fie că este vorba despre o aplicație mobilă, aplicație web sau un joc video, este scris într-unul sau mai multe limbaje de programare. Înainte ca acestea să existe, trebuia ca programatorii să codeze în limbaje de asamblare, adică cel mai apropiat nivel de codul sursă al calculatorului, numit și cod mașină. Problema era că limbajul de asamblare era diferit pentru fiecare arhitectură de calculator, iar codul arăta ceva de genul ăsta. Admiralul și informaticianul Grace Hopper a fost printre primii care au spus că este nevoie de un limbaj de programare de un nivel mai înalt, care să aibă o sintaxă universală, ușor de înțeles chiar și de către cei nespecializați. Astfel că, după ce a creat cu echipa sa primul compilator care convertește codul de la un nivel mai înalt la cod mașină, a dezvoltat Flowmatic, printre primele limbaje de programare bazate pe limba engleză. De la Grace Hopper a venit totodată termenul de bug în programare, după ce ea și echipa sa au descoperit o molie moartă într-unul din calculatoare. Ștefania Mărăcineanu este născută în București, anul 1882. După primul război mondial, a plecat la Paris, unde a obținut doctoratul în anul 1924, sub conducerea lui Marie Curie. Teza sa avea ca subiect studiul perioadei de înjumătățire a poloniului. În căutările sale, Ștefania Mărăcineanu s-a urcat la propriu pe cupola observatorului astronomic din Paris pentru a obține fâșii noi de plumb pe care să-și continue experimentele. Spre surpriza sa, a descoperit că plumbul de pe acoperiș este radioactiv, chiar fără interacțiunea cu poloniul, ceea ce a condus-o la ideea radioactivității artificiale.
Radioactivitatea artificială a fost descoperită mai târziu, dar nu sub formă și măsurătorile prezentate de Ștefania Mărăcineanu. Întoarsă la Universitatea București, Ștefania Mărăcineanu a cochetat cu idei avansate ale timpului său, cum ar fi efectul radioactivității asupra electricității atmosferice sau posibilitatea de declanșare artificială a ploilor. Tot de naționalitate română este și Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer chimist din lume și printre primele femei care au dobândit o diplomă în inginerie. Deși a fost respinsă de la Școala de Drumuri și Poduri, actuala Politehnica, pe motiv că era femeie, Elisa Zamfirescu și-a urmat în continuare visul de a deveni inginer, absolvind astfel Academia Regală Tehnică din Berlin. S-a întors apoi în România ca să lucreze la Institutul Geologic. Aici a adus contribuții majore în ceea ce privește cercetarea resurselor minerale ale țării noastre, precum analiza apei potabile, a cărbunilor, a petrolului sau a rocilor de construcție. Acestea au fost câteva dintre personajele feminine importante din lumea științei. Desigur, există mai multe nume care au avut contribuții marcante în dezvoltarea științifică, însă nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre fiecare. Suntem curioși totuși, ce personalități feminine v-a impresionat pe voi și de ce? Lăsați în comentarii răspunsul. Și acum câteva cuvinte despre concurs. L'Oréal România și CNR UNESCO lansează un apel de proiecte în cadrul programului de burse private L'Oréal UNESCO pentru femeile din știință. Competiția susține cercetătoarele din România cu vârste de maxim 40 de ani, care fie sunt doctorande, fie au obținut titlul științific de doctor și urmează un program de pregătire postuniversitară în România. În cadrul competiției se oferă 4 burse pentru activități de cercetare în domeniile științele vieții, 2 burse, și științele fizicii, 2 burse. Valoarea unei burse este de 47.000 de lei. Doritoare se pot înscrie în program la linkul din descriere, până pe 14 septembrie inclusiv. Câștigătorii vor fi anunțați la finalul lunii noiembrie 2020. Succes tuturor!